Noi locuri de muncă în Mehedinți sunt puse la dispoziția celor interesați. Începând de astăzi, 111 locuri sunt vacante, iar șomerii sau persoanele interesate pot consulta mai multe oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți. De la începutul anului, numărul celor care au beneficiat de asistență din partea Agenției Județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți a fost într-o continuă creștere. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 111 locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți. Administratori imobile 1, ajutor de bucătar 5, ajutor de ospătar 4, bucătar 3, bufetier 4, barman 3, casier 2 locuri, coafor 1 loc, consilier juridic 1, cameristă 2, confector îmbrăcăminte 2, dulgher 6, economist 1, electrician 1 loc, frizer 3, femeie de serviciu 1, fierar betonist 3, finisor interioare 5, gestionar depozit 1, hidroizolator 1, instalator sanitar 2, lucrător în bucătărie 4, lucrător pe autocompactor 1, mașinist tifronist 1, muncitor necalificat în construcții 8, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 7, ospătar 11, pizar 5, recepționer 2, șofer 5, stivuitorist 1, spălător auto 2, săpător manual 2, zidar 7, tâmplar 2 locuri și un loc de vânzător. În următoarea perioadă se vor pregăti 5 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor înregistrați la AJOFM. Cursurile se vor desfășura la cerința operatorilor economici care au nevoie de personal pentru afacerile pe care le coordonează. De asemenea, prin compartimentul de formare profesională, în această perioadă pregătim 5 cursuri de calificare-recalificare. Este vorba de, facem înscrieri pentru lucrător în comerț, femeie de serviciu 2 cursuri, îngrijitor spații verzi și un curs de agricultor, culturi vegetale și creștere animalelor. Șomerii, dar și toți mehedințenii interesați, sunt așteptați la sediul agenției pentru ocuparea forței de muncă din județul nostru.